Săptămâna trecută am făcut ceva foarte important pentru mine. V-am arătat comparația României cu Paraguayul, unde mi-a plăcut extraordinar de mult în vacanță. Săptămâna asta fac ceva mai practic, mai util, cum am promis, când am reînceput seria. Pentru că devin și mai adult, săptămâna asta, stai, video ăsta e sâmbăta viitoare după video de Paraguay, deci înseamnă că acum am făcut 27 de ani. La mulți ani! Yeah! Mă gândesc serios să-mi cumpăr o casă sau un apartament. Așa că astăzi mergem în Brighton, ne uităm la o casă și aflăm tot ce trebuie să știm despre ipotecă. Hai să mergem! E mai complicat decât am crezut. Eu am avut doar o discuție inițială cu banca care mi-a spus ce sume ar putea să mă împrumute. Am trecut printr-o listă destul de lungă de chestii și e un proces lung. Așa că hai să mergem să vizităm puțin și să vă povestesc acolo ce am descoperit. Am parcat, plătim, ne plimbăm, vă povestesc. Ok, sau din câte am înțeles din discuția asta, primul lucru pe care trebuie să-l ai este un job cu niște bani și cu un anumit salariu, 26.000 de lire pe an. Puteți primi de la bancă un împrumut de 130.000. Maxim. Trebuie să vă găsiți o casă și o casă înseamnă să vă hotărâți clar la casa asta. Mergeți mai departe la bancă sau la orice creditor, fiecare cu regulile și cu dobânzile lor. Fiecare îți poate oferi altceva în funcție de câți bani încasați pe an. I am a very not a pro skater. Trebuie să aveți un depozit și depozitul este independent de cât puteți să împrumutați. Adaugă sume totale, nu care și influențează neapărat cât puteți să împrumutați. Yeah, okay. Începeți să strângeți bani acum. Ați cunoscut-o pe Ala din Rusia? Hai! Acum începe partea complicată. Odată ce ați făcut o sumă grosomodo și ați discutat cu banca și v-ați înțeles la cât poți să împrumuți și cât îți trebuie, bla bla bla, urmează să negociați intrarea în casă. 3 luni până intri în casă, până primești cheile și îți spune boss, este a ta. Trebuie să lucrezi cu avocații. Avocații trebuie să înceapă lanțul. Ăsta e cuvântul la care se întoarce toată lumea. Un lanț. The chain, lanțul mistic, implică câtă lume e conectată cu casa asta. Spre exemplu, dacă o cumperi în timp ce încă este ocupată, ei trebuie să evacueze sau se mute sau să-și găsească altă casă. Până nu evacuează ei, nu poți să te miști mai departe. Și asta e prima parte a lanțului. Dar s-ar putea să fie goală și tot să ai probleme care prelungește lanțul. Inspecțiile. Pentru cei care nu cunosc pavilionul din spatele meu, a fost inițial construit ca o rezidență privată pentru Henry al II-lea sau
4-lea, nu mi-aduc aminte foarte clar, și a durat peste 50 de ani să fie construit. Ideea este că e o construcție solidă, de rezistă atâta timp și o să continue să reziste. Deci când vă alegeți și voi o casă pe care vreți să o cumpărați, nu alegeți un bloc nou-nouț frumos făcut din rigips, că e atât de finuț și de frig iarna încât nu vă puteți imagina. Regulă generală pentru Anglia. He's so funny. Monumentul meu preferat din Brighton, Little Ben. Mă bucur, ne-am mai spus de mult că iese soarele acum după ce am terminat de vorbit și filmat ce vreau să vă arăt. Dar hei, dacă sunteți români și trăiți în Brighton, salut! Trebuia să spun asta de la început. Dacă tot sunt aici și continui să mai filmez, vreau să vă întreb românii care trăiți deja în Brighton. Eu vreau să mă mut aici de câteva luni. Merită, e viața scumpă aici, care sunt taxele, cum e cu parcarea, etc. Chiar vreau să știu. Ajutor! Ok, după ce ați terminat tot lanțul de toate inspecțiile și toate chestiile, banca cumpără casa și vă lasă să stați acolo timp în care vă plătiți rata lunară. Și asta e calculată în funcție de cât vă împrumută și cât câștigați pe lună plus procente. Odată la un număr de ani se schimbă global regulile de ipotecă și atunci contractul trebuie refăcut odată la o perioadă care se negociază încă de la început. Și cam atâtea sunt toate informațiile pe care le-am primit azi. Nu par multe, dar sunt ciudate. Ok, sper că v-a ajutat informația asta de azi, încă trebuie să o mai învăț și eu. Sper că v-a plăcut video și nu uitați să dați share, cum l-ați dat și la celelalte de până acum. Mulțumesc că mă urmăriți, deci să continuați să faceți. Abonați-vă la canal și la clopoțel ca să primiți notificări pentru următorul video și ne auzim săptămâna viitoare. Salut! To be ridiculous or douchebag or anything, but you know how people film their weddings and it's this magical 2 or 3 minute promo for the big event? It looks awkward as f**k behind the scenes. I'm just thinking of how cold she must be. Also that, Jesus, yeah, the wind is awful.